Unui tânăr din România îi va fi greu să scape basma curată după ce și-a filmat propriul accident chiar pe Facebook. S-a întâmplat pe o stradă din orașul Botoșani în timp ce transmitea live. Tânărul a intrat direct în spatele unei mașini care circula regulamentar, după care a lovit încă alte două autoturisme. Cel puțin 6 persoane au fost rănite. Tânărul, care nu avea permis de conducere, a scăpat nevătămat, însă a fost internat la psihiatrie. Poliția va folosi acum probele video pe care chiar vinovatul le-a filmat. Amenda este însă una destul de blândă, 3.000 de ron, adică în jur de 12.000 de lei moldovenești.